International House cu sediul la Londra. Suntem alături de Opera Comică astăzi pentru a face demonstrații de învățare a limbii engleze prin joc, prin muzică, prin mișcare. Într-un cuvânt, învățăm limba engleză cu plăcere. La acest festival sunt foarte multe activități. Activitatea mea preferată a fost Cantus Mundi. Am învățat notele muzicale. Eu le spun acelor copii să vină, deoarece este un loc foarte interesant și educativ. Putem să facem o magie. Din aer, din nimic, putem să creăm magie. Asta face și Opera Comică. Inspiră la voie bună. Putem să facem tot felul de activități educaționale în cadrul târgului, iar noi aici ne ocupăm nu doar cu simple produse, nu vindem doar simple produse, ci într-un fel aducem voia bună și zâmbetele pe fețele copiilor. Un copil când va vedea că poate produce lumină din nimic, absolut zâmbetul îi vine pe îi vine un zâmbet pe față și este absolut incredibil. Este o inițiativă cât se poate de binevenită în peisajul educațional românesc. Un târg educațional e foarte binevenit. Noi promovăm educația muzicală, o educație muzicală de calitate, o educație muzicală pentru toți, pentru că toată lumea poate să își dezvolte, toată lumea are potențialul. De balet, mai avem și atelier de lectură, lecții de engleză și pregătiri pentru bac la limba română și istorie. Dacă vă place să dansați, vă place să citiți sau vă place să vă fiți fericiți în general, veniți aici, o să vă placă enorm. Puteți să învățați și street dance, nu numai balet, avem și dans contemporan. Este distracție. O echipă de psihologi și de câțiva ani desfășurăm în București un proiect foarte frumos în care antrenăm mintea. Mai exact, sunt niște abilități mentale care ajută pe copii să fie pe de o parte mai fericiți, dar pe de altă parte nu doar fericiți în mod hedonic, adică mie bine mie, ci să țină cont de contextul în care ei se dezvoltă, să țină cont de ceilalți.